La poliția locală, ce Nicolae? Am venit să-mi iau copiii, l-am lăsat jos, nu-l las aici. Domnul meu. Mirase mașină, vorbesc serios. Domnul meu. Deci azi, de unde veniți cu el? Ce-ți local v-ați scris cu cel domnul? Cu alții locale Brăila. L-am de la câine unde îngrijesc, l-am de acolo și l-am duc la gunoi. Vă rog să-mi prezentați și mie acolo dumneavoastră de identitate. Da, o să vă dau imediat. Vă rog să-mi lăsăm acolo, dar copiii și lasă mașină. Lasă mașină. Lasă mașină. De ce consumați în lipsă de domnul Nicolae? Bună seara, Nicolae. Bună seara, Nicolae. Păi, eu înțeleg că n-aș știu, dar ce este aici? Dacă aveți ceva, eu am pasta primată de aici. Vă cred, eu vă cred că e prima dată când ați venit în portat. De acum am luat și noi, și am ieșit și noi la o fară. O căruță de bună, îi fac și un bani de-o pui. Ne dai ce vrei, dacă la muncă nu ne primești, că-s minor la aia, nu trebuie să muncesc, să mănânc eu ceva. Ați descărcat molus? Ați descărcat molus? Un gunoi de la gunoi? Gunoi sau molus? Gunoi. Gunoi ați descărcat? Păi aici se depozitează, aici se depozitează gunoile? Nu te crezi, dar trebuie să spun, nici eu n-am putut. Dar de ce să duceți aici, domnul? Pentru că aici nu e depozit de materiale inerte și nici groapa de gunoi. Așa e. De unde ați luat gunoiul? Continuând acțiunile pe linia depistării și sancționării persoanelor care obișnuiesc să depoziteze deșeuri menajere și de orice natură în diferite zone ale municipiului, în ultimele 4 săptămâni au fost aplicate un număr de 84 de sancțiuni contravenționale în valoare de 24.000 de lei persoanelor prinse în flagrant aruncând aceste deșeuri pe domeniul public. Totodată, am aplicat 74 de sancțiuni contravenționale deținătorilor de atelaje HIPO, care obișnuiesc să transporte cu căruța, în general deșeuri inerte, dar și gunoi de graj, și care au fost depistați în diferite zone ale municipiului, în special în zonele marginașe. Acțiunile noastre vor continua cu cele 5 echipaje care patrulează la intrările în municipiu, în zonele periferice, precum și pe arterele principale ale orașului.